România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Toată țara a râs când a văzut o garsonieră de 11 metri pătrați scoasă la închiriere. Da, 11 metri pătrați. Suntem plini de umor, amar și de data aceasta. Și este adevărat că într-o țară de proprietari, ceea ce s-a văzut acolo, sigur că e de zâmbit. 11 metri pătrați sunt pentru o baie, nu? Poate pentru o bucătărie, cel mult, dar să faci și profit din ei, multora ni s-a părut strigător la cer. Dar știți ce? Omul care a scos-o pe internet a avut dreptate. Acei 11 metri pătrați s-au închiriat în 30 de minute, pentru că, zici o vorbă, prețul corect este atunci când se întâlnește cererea cu oferta. Iar în România se petrece un fenomen care ar putea schimba percepția noastră asupra caselor în care trăim. Iar astăzi eu vreau să-mi spuneți cum îl vedeți voi de la firul ierbii. Este pentru prima dată în istoria noastră când o nouă generație ar putea considera că este mai avantajos să stai cu chirie decât să cumpere o casă. De altfel, tot astăzi, indicele ROBOR a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii ani. Mulți știți că indicele acesta fixează valoarea ratelor, adică se va plăti o rată din ce în ce mai mare la credite, la banii pe care ați împrumutat. Banca Națională, de altfel, are o politică de a scoate bani din piață ca să domolească inflația și asta înseamnă că și pe mai departe creditele se vor scumpi, vor deveni greu accesibile pentru că dobânzile vor fi din ce în ce mai mari. Să nu vă mire dacă în viitorul apropiat s-ar putea să găsiți chirii mai ieftine decât rata la bancă. În plus, în criză, multă lume descoperă că ar fi mai bine să-și ia bagajele și să plece într-o direcție mai bună, iar casa, după cum știți, te încurcă. Până astăzi, dezvoltarea formidabilă a României s-a bazat pe acest motor extraordinar al creditelor pentru case. Programul Prima Casă a impulsionat acest lucru, s-a construit fabulos în ultimii ani, România a avut de câștigat, dar și prețurile au luat razna, nu? Întrebarea care se pune este dacă acest nivel mai este potrivit și pentru clienți. Cu toate scumpirile de astăzi, mai ai posibilitatea să-ți iei o casă realmente. În orice caz, dacă vrei să-ți iei o casă, ar trebui să o faci acum. Toate studiile arată că orașul Cluj este cel mai scump din țară și că este urmat de București. Dar aceleași studii spun că ambele orașe sunt printre cele mai accesibile din Europa, adică în continuare la noi în România casele sunt ieftine, iar asta înseamnă loc de creștere. Că prețurile vor merge și mai sus decât astăzi, asta înseamnă. De fapt, anul trecut până azi, prețul unui metru pătrat de casă la noi în țară a crescut cu 15%. Asta este chiar mult, dar anul acesta oare ce o să se întâmple? De asta mă întorc la garsoniera de la Cluj. Avea și un preț de vânzare, 40.000 de euro. Fix cât am plătit eu acum aproape 20 de ani într-un cartier obișnuit din București, dar pe 80 de metri pătrați. Între timp, trăim mai bine, nu? Suntem mai bogați, cum ar veni. Așadar, 0372069599. Îl repet să vă înscrieți la dezbatere din toată țara. București, Turnu Severin, Constanța, și acolo piața e scumpă. Cluj, București, sunați-ne și spuneți-ne cum e treaba la voi. 0372069599. Cât de corect este prețul propus pentru o garsonieră de 11 metri pătrați? 200 de euro a fost. Cum arată un preț firesc pentru orașul tău? Și vă rog, povestiți-ne situațiile similare pe care sigur voi le întâlniți mai des decât noi. Mai poți astăzi să-ți iei, domnule, o casă? Mai este la fel de ușor ca acum 2-3 ani sau e o întreprindere temerară? Astea sunt întrebările mele. Nu uitați că emisiunea asta este și pe Facebook și acum este timpul să pornim în incursiunea noastră. Chiar sunt foarte curios ce o să-mi spuneți astăzi. Cum arată România? Ștefan, salutare! Salut, Cătălin! Ștefan mă numesc, sunt din București. Legat de subiectul de astăzi, vreau să spun faptul că eu am ales să fiu proprietar în București, împreună cu soția mea. Am accesat un credit ipotecar, ne-am luat apartamentul nostru în urma unor experiențe neplăcute cu proprietarii de chirii. Adică, okay, după ce am renovat apartamentele,
au fost două, am fost dat afară și apartamentele vândute. Și consider că în lipsa unei legislații transparente care să apere cât de cât chirieșii, nu se va schimba mentalitatea în România. Da, e posibil să zic asta. Îmi pare rău să aud că în continuare în 2022 trăim realități din astea care sunt, cum să zic, extrem de ne la locul lor. Câtă chirie? Ștefan, nu ne știe lumea aici, nu știm exact cine suntem unii, alții. Cât plătești, domnule, rata la casa asta pe care ți-ai luat-o? Păi, înainte de pandemie am avut creditul amânat. A fost acea perioadă când am putut să amânăm ratele. Înainte să amânăm ratele am avut 1260 de lei pe lună. Așa. Și după ce am amânat ratele, deși inițial mi s-a spus că nu se va mări creditul, ci doar se va extinde perioada creditului, ulterior am fost informat de către bancă că s-a mărit și creditul și plătim acum 1462. Și de azi încolo o să plătești ceva mai mult. Aici nu are legătură musai cu banca, țin să spun. Crește indicele ăsta după care ți-e calculată rata. Da, ideea e că noi avem rată fixă pe 10 ani de zile. Da? Și așa am făcut contractul de la început și 10 ani de zile, indiferent de robor sau de alt factor, nu se poate modifica rata în plus. Cât la sută din veniturile voastre? Cât la sută din veniturile voastre e rata asta? Adică e o rată mare, e suportabilă, 1400-1500 de lei de acum, ce să mai... Da, n-am calculat cât la sută, dar aproximativ împreună cu soția avem cam 6.000 de lei venit. Net. Dom'le, e mult. Adică cu toate alea care se adună la o casă, da, e foarte mult. Spune-mi că de aici plecasem, Ștefan, am o curiozitate. Dacă ar fi fost la adică să locuiești în Cluj, într-o situație... Aia 200 de euro pentru garsoniera aia, ți se par corecți? Adică e ok? Nu, mi se par foarte mult pentru și ca vânzare, prețul de vânzare, dar și ca închiriere. Pentru că nu poți avea o viață decentă în 11 metri pătrați. Dacă ești student. Dacă ești student, dacă mai vine un prieten la tine, dacă, nu știu. Mi se pare că este ultra exagerat prețul. Și nu reflectă deloc realitatea. E posibil, nu zic, dar înțeleg, știi de ce te-am întrebat și poate o să sune lume să ne povestească. Eu înțeleg că garsoniera aia nu e un exemplu izolat, adică nu e o boxă făcută undeva, ci că deja sunt proiecte care sunt gândite cu spații din astea foarte mici, ca în Japonia, așa, tot au în situația asta. Nu știu ce să zic, eu nu aș opta pentru un astfel de spațiu și înainte când am locuit în chirie, în ambele situații am avut apartamente cu două camere și... Merg pe ideea că mereu vor veni ori părinții mei, ori părinții soției, ori niște prieteni la mine, să pot să mă bucur de un oarecare confort, minim confort. Da. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Știți la ce m-am gândit eu când am văzut garsoniera aia cu 200 de euro? Am zis, mă, da, câteva luni de chirie ți le scos cu antoldul. Eu sunt sigur că o dădeam la antold după capul meu cu 500-600 de euro. Așa mă gândeam. Deci... un sfert de an era plătit de acolo. Adina, salutare! Bună! Sunt Adina din Cluj. Ia uite, și perfect. Vezi, exact, deci, de la Cluj, da. Ai dat banii ăștia. Nu, clar nu. Adică nu este pentru familie. Mai degrabă pentru un student în loc de cămin, dar totuși un pic prețul e cam mare. Dar să știți că sunt în Cluj și garsoniere cu 6-900 de lei chiar pe lună. Și au 900 de lei? Stai un pic. Deci 180 de euro sau 120 de euro și au baie pe palier. Deci asta e cu domnienia, cu toaletă proprie. Nu, serios, precum căminele muncitorești de pe vremea când eram eu copil, alea? Exact, este un cartier, se numește Byron. Așa? Da. Sunt, am cunoștințe care au acolo apartamente închiriate cu sumele astea. Nu vine a crede. Deci cum faci? Te duci când faci baie, te duci la capătul culoarului? Da, de fie ai prosopelul, ce mai ai de luat și te duci, da, așa e. Și dai 180 de euro. Dar cât spațiu ai acolo în garsonier? Ce ai în cameră? 11-13 metri, cam așa au și acelea. Camera în sine și baia e pe palier, cum v-am zis, la, nu știu, la 6 apartamente sau așa. Da. Prețurile, într-adevăr, sunt cam mari la imobiliare, mai ales în Cluj.
Dar, făcând un calcul așa la venituri pe ultimii 10 ani, adică din 2012 până în prezent, văd că și salariul minim a crescut de 2,5 ori și imobiliarele cam de 2,33 ori. Deci, oarecum, cred că merg mână în mână. Da, bine, aici să le spunem oamenilor că e vorba și de o inflație foarte mare la materialele de construcție, că se vor scumpi foarte mult locuințele noi, în orice formă ai face-o, știți foarte bine cine s-a apucat să construiască. Tu la Cluj ești proprietară sau chiriaș, Adina? Da, da, locuiesc în propriul apartament cu rate pe 30 de ani și am mai cumpărat încă unul pe post de investiție ca variantă pentru pensie. Ești bogată. Și ce rate plătești tu acolo? Ia, uimește-mă, la Cluj. Păi, primul apartament l-am luat cu jumate banii de la nunta, jumate credit. Pentru acela plătesc 450 de lei, aproximativ. Așa. 100 de euro. Și, da. Și al doilea, am avut cam... Hai, curaj, curaj. 75% din bani și plătesc 10 milioane. Da, au crescut prețurile mult, să știi. Da. E, oricum, ești bine cu două apartamente. Vezi că astăzi ministrul de finanțe spunea, și îți mulțumesc tare mult, Adina, vezi că ministrul de finanțe spunea astăzi că dacă acumulezi proprietăți de genul acesta, apartamente, că există o plăcere a românilor, spune el, chiar un interes pentru acumularea unor proprietăți. Spune domnul Câciu că va începe de anul viitor să taxeze acest lucru. N-a dat o cifră, n-a zis dacă ai două case sau dacă ai trei case. Da, a dat un indiciu și așa. Zilele, dacă sunt oameni care cumpără mai mult, o să plătească mai mult. La fel se va taxa și a treia mașină, să știți. În familie, dacă aveți, începe să se taxeze, zice domnul ministru Câciu. Valentin, salutare! De unde ne suni? Bună ziua, din Galați. Ia să vedem. Cum e la voi? E adaptat vremurilor. Adică? Vreau să spun că nu mi se pare o idee proastă să fii proprietar, din contră. Mm. Pentru că e o investiție și la urmă urmei nu este nicio ancoră. Dacă ancore sunt relațiile cu familia, relațiile cu prietenii, astea sunt un pic mai greu de lăsat în urmă. Dar o casă poți să vinzi și să te muți în altă parte. Ca da, mai zici că e simplu? Și... Da, este simplu. Plus că este și o investiție. Dacă, într-adevăr, trendul este crescător, o să valoreze mai mult decât în momentul în care ai cumpărat-o. Deci nu e ca la o mașină sau ca orice alt bun mai ușor perisabil ca valoare. Este adevărat, dar astăzi se petrece un fenomen care va scumpi casele atât de tare încât, la un moment dat, asta vreau să văd dacă mai sunt accesibile ratele astea. Da, pentru da, ratele, că e o chestiune complicată. Majoritatea caselor chiriilor sunt, cum a fost exemplu anterior, ale unor oameni care au luat tot cu credit un apartament sau o casă care se autoplătește din chirie. Și automat, dacă acestei se mărește chiria, rata, se va transpune și în valoarea chiriei. Deci nu este o variantă bună. Am niște prieteni în Statele Unite și au avut o altă problemă acolo. Pentru că au stat cu chirie, au fost probleme la început cu certificatul verde. În sensul că proprietarii acelor clădiri nu le-au mai au triat chiriași în funcție de statusul vaccinării. Și nu li s-a părut corect. Și dacă ai proprietatea ta, ești independent, nu depinzi de altcineva. Da. Mă gândesc și la asta. Mă uit totuși că modelul în alte țări europene e un pic diferit. Adică raporturile astea sunt inversate, să știi. În alte țări sunt mai mulți chiriași decât proprietari. Eu nu militez, Doamne ferește, într-un sens sau altul, sau nu înțelegi demersul meu de astăzi. Eu vreau să mă uit să văd la ce limită de suportabilitate a ajuns România. Acum... Asta se poate face ușor prin... Trebuie să evaluezi gradul de îndatorare. Asta se poate face și când ți iei o chirie, când trebuie să te întinzi mai mult decât poți să o plătești, la fel și la rată. Și în momentul de față, foarte, foarte puține apartamente pe piața de închiriat au valoarea chiriei mai mică decât valoarea unei rate. Foarte puține.
L-ai auzit pe concetățeanul nostru mai devreme. Poate fi un eveniment neplăcut în viață, în care trebuie să faci rost rapid de o sumă de bani. Ai proprietatea, o vinzi. Te muți la ceva mai mic. Da. Treci hopul. Chirie nu e nimic. E posibil. E posibil să fie, cum zici tu, există posibilități de împrumut la fel de rapide, că vânzarea unui apartament durează și ia câteva luni de zile. Nu e o chestiune foarte simplă. Poți să o ipotechezi. Adică, așa. Adică să te duci tot la bancă. Da, asta zic. Te duci tot la bancă, complicat. Dar dacă nu este, nu poți să faci alt, să vinzi pur și simplu. Poți să iei un credit de care, despre care spuneți, ipotecând, aducând imobilul ca gaj. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Zice domnul Jurj pe Facebook, la salariul minim pe economie îți cumperi un apartament de 60.000 de euro cam în 50 de ani. Și asta e adevărat. Dar mai e o întrebare aici la care trebuie să răspundeți astăzi. Domnule, de banii ăștia pe care îi primești sau pe care îi dai, fie în chirie, fie în apartament, trebuie să ne spui și ce primești înapoi. Că și asta e foarte important. Sigur că la o nevoie te duci și dai acolo la garsoniera de 11 metri pentru un student 200 de euro. Ok, că se desprinde de locul ăla. Dar în alte părți, când ai 1500 de lei sau dai 300-400 de euro pe o rată, trebuie să te uiți și ce primești, că de locul ăla s-ar putea să nu te mai desprinzi. Adrian, salutare! Domnule, preț corect? Aia 200 de euro. Aș putea să spun că e corect sau că e incorect. Ideea e următoarea. Trăim în economie de piață. Nu e nebună la care cere, e nebună la care dă. Da. Și ne întâlnim în viața de zi cu zi cu treaba asta. Facturile la gaze de 3, 4, 5 ori mărite. Nu poți să stai fără gaz, că mor de frig. Deci în momentul în care cineva cere, înseamnă că profită de o situație conjuncturală după piață. Înseamnă că în Cluj e lipsă de garsoniere, apartamente și își permite să ceară. Corect. Raționamentul e corect. Aș plăti cineva, n-a stat mult pe gând. Aș plăti, da. Tot 180 de euro a plătit, a luat, are nevoie omul să stea. Nu știu cât e de corect. Dacă poate să dea 180 de euro, înseamnă că își primite. Cine nu caută și stă la acea zi cu doamna care a intrat un pic mai devreme. Stă într-o garsonieră cu baia la capul holului. Da, aia e formidabilă pentru mine. Nici n-am știut că mai există. O fi lăsate, renovate de pe modelul comunist. Nu m-am gândit că astăzi dai. Ideea este următoarea. Rolul statului pe piață a dispărut complet. Și asta e după 2004, 5, 6, dacă mi-aduc aminte, când era tovarășul Tăricianu prim-ministru, și a zis că statul trebuie să intervină cât mai puțin pe piață. Sunt de acord cu el. Am ajuns unde am ajuns. Nu mai are nimeni control asupra pieței, indiferent de segment. Dar că e parte de imobiliare, că e parte de combustibil, că e, indiferent ce, statul ar putea să fie un contrabalans la toate aceste buburi pe care le dau, mai ales în piața imobiliară. Dar în momentul în care statul, prin oamenii lui, este corect în ceea ce face. Dar aici îmi scapă în minte, adică tu ce te aștepți de la stat? Adică să facă situația asta ce... Vă dau un exemplu. Producătorul de gaze din România, producători de gaze în România sunt doi, Romgazul și OMV Petromul, de acord? Romgazul este societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. De ce n-am un stat care să facă un furnizor care să vândă gazul respectiv, nu să mă lase pe mâna străinilor? Ok, asta e, să știi că e o discuție separată, că eu te întrebam de imobiliar. Deci nu, da, discutăm de imobiliar. Ce oprește pe tovarășul primar din Cluj să facă apartament la un preț onorat, să le închirieze? Ce îl oprește? Păi nu știu, am avut modelul ANL. A funcționat cât a funcționat modelul ANL. Cred că mai funcționează și astăzi. Primul lucru care s-a întâmplat la ANL... Nu mai au fonduri. Păi... Nu, acolo nu iese ce trebuie? Păi cum n-a ieșit ce trebuie? N-au fost o grămadă de oameni care nu meritau case și le-au luat prin ANL? Nu s-au aici dat casele astea? Aici este o problemă. Aici e o problemă de modul în care aplici legea și modul în care îi faci lua la anchetă socială și vezi cine este și ce venituri are. Asta cel mai recent îl știi, domnul Tudorache, de înaintea doamnei Armand, care dădea blocul ăla cu locuințe sociale, cum a vrut el, l-a dat la prieteni din presă, la tot felul de chestiuni. Aici astea este problema cea mare, dar asta am și spus, statul, administrația trebuie să se comporte în mod corect. În momentul în care a greșit unul din ei, să-i pitească să nu mai iartă. Știi ce mi-aș fi dorit eu foarte mult de la stat?
Că eu cred că asta poate să facă statul, decât să intervină în piață. Eu cred că statul poate să verifice toate aceste proiecte imobiliare și să zică patronului acolo, bun prieten, cât ai cerut? 40.000 de euro pe 11 metri pătrați. Ia să vedem ce ofer de bani ești. Are baie, are caldă, are școală, omul ăsta aici are policlinică, are parc în față, ai pus verde, ai dat loc de parcare. Adică să-l obligi să facă niște lucruri care țin de un asta confort mai mare. Asta obligă în momentul în care îi dau autorizația de construcție. Păi... lucru care începe. Nu se întâmplă. Nu de aici începe. Momentul... eu asta îmi doresc de la stat să facă. Acum? Da, de acord. Dar asta ce înseamnă ca statul și în situația asta, prin oamenii care îl reprezintă, să fie corect. I-ai luat lui Adrian. Auzi, ești proprietar sau chiriaș? Sunt proprietar. Proprietar, mai plătești rate sau ești rezolvat? Nu mai plătesc de mult, că sunt mai în vârstă așa un pic, dar am trecut și sunt și în situația asta, puntiniu, care replătește la stat 30 de ani. Plătește la bancă, nu la stat, îmi cer scuze. 30 de și ani. Nu plătește la prețul real, îl plătește la dublu, că asta este situația. Dar, problema e alta. Îl mai ajuți sau se descurcă singur? Momentan se descurcă singur, îl mai ajut și eu din când în când. Am dar înțeles. Problema este alta, chiria care o plătea, acum este un pic mai mare decât rata. Chiria pe care o plătea în fostul apartament, cum ar veni? În fostul apartament. Și un apartament cu niște condiții mult sub ceea ce are acum. Da, da. E posibil, adică mare lucru așa funcționează. Mulțumesc tare mult. Foarte instructivă discuția de astăzi. Da, în continuare chestia asta. Dar eu v-am spus că la un moment dat piața asta se va răsturna. Adică se vor scumpi tăricel casele în România. Sunt curios unde o să ajungă ratele. Raul, salutare, ești la România în direct. Noi am început de la Cluj periplul ăsta. Tu de unde ne suni? Din Timișoara te sun. N-am prins discuția chiar de la început, dar aș vrea să vin cu o părere de arhitect. Aia nu este o garsonieră. În sensul, mă refer în acte. Ca să poată fi întabulată ca și garsonieră în acte, trebuie să respecte anumite suprafețe minime. Acolo e un artificiu în care cel mai probabil, bănuiala mea, mai educated guess, este că acolo e trecut și închiriat ca birou, nu ca locuință. Și asta tot felul de artificii care, practic, respectă litera legii, dar nu respectă spiritul legii. Corect, corect. E bună, foarte bună precizarea asta, adică, și de fapt trebuie să-mi explici cum s-a putut să facă asta. El a construit acolo. Da? Ok, da, a fost trecut ca bănuiala mea, nu știu exact cazul, dar bănuiala mea este că a fost trecut ca uscătorie, spălătorie, birou, ceva care nu are reglementat. Că, de exemplu, există legea locuinței în care spune că suprafața minimă pentru un dormitor este de 12 metri pătrați. Nimic, niciun spațiu sub 12 metri pătrați în proiect nu poate fi trecut ca și dormitor. Că îl trec ca birou, ca atelier, că altceva care nu-i reglementat, e altceva. Și atunci... stai că de-abia acum devine foarte interesant. Păi, și momentul ăsta în care cazul acesta e super public, uite că eu pe măsură ce vorbesc am și un ochi la televizor, da? E o televiziune care prezintă cazul și, mă rog, glumele care s-au făcut. Când îl vede toată lumea așa, cine a dat autorizația acolo, cine s-a uitat, n-are și capacitate de verificare să se ducă acolo să întrebe, băi, prietene, ce ai închiriat tu aici? Că nu ești pe acte, potrivit legii. Nu, ai fost ce legate asta nu pot să zic, adică el închiriat, nu știu, bănuiala mea că e închiriat ca birou, în acte probabil da, apare suprafață birou sau ceva de genul ăsta. E ilegal să dormi la tine în birou? Nu e ilegal. Atunci nu interesează. Din perspectiva, sau ce puțin la experiența mea cu inspectorii, îi interesează pe hârtie. Dom'le, respectă litera legii, nu spiritul legii în mod special. Există tot felul de artificii de genul ăsta. Dacă vrei, poți să mai spun unul în care poți să sentezi regimul de înălțime. Să zicem că într-o anumită zonă ai reglementat parter cu, parter cu etaj. N-ai voie mai mult de parter cu etaj sau parter cu mansardă. Ok, faci un parter cu etaj și un pod foarte înalt. Îl întabulezi așa. Și când, după ce l-ai întabulat așa, mergi și ceri autorizație pentru certificat de urbanism pentru transformare pod existent în mansardă. Și atunci ai obținut... încă un etaj. Da.
încă un etaj, deși în zonă reglementat parter cu etaj, să zicem. Bună, primăria, scuză-mă că întreb, e atât de proastă că nu se prinde la manevra asta? Ba, eu nu pot să zic, nu pot să generalizez. Cred că se prinde, cred că noi, maștrata nu interesează în mod special. Interesează să fie acoperiți, să-și poate justifica. Domnule, în acte respectă litera legii. Mă întreb dacă nu cumva această garsonieră pe care am văzut-o ridică un semn de întrebare mai important decât l-am pus eu astăzi. Dacă nu cumva el vorbește despre numeroase practici incorrecte pe piața imobiliară din România. Despre... dincolo de preț, despre asta vorbește, da, despre artificii. Eu numesc proiectare creativă, în ghilimele. Proiectare creativă, da. Aia, până la urmă nici nu te obligă să cineva să închiriezi tot. Adică bănuiesc că în blocul respectiv, când l-ai construit, ai avut destule câștiguri ca să poți face asta. De ce să mai ieși încă aia 200 de euro, îmi dau seama. Tu cum ești, ca să încheiem discuția asta? Ești proprietar sau chiriaș? Proprietar. Am credit. Credit. Și ratele cum merg? Destul de... Da, bine. Destul de mare, dar ok. Dar satisfăcător. Mulțumesc tare mult, am învățat ceva astăzi. Mulțumesc de telefonul tău. Să ne mai tragi de mână din când în când. V-am spus, aici de fapt vine intervenția statului. Nu știu dacă statul poate să intervină pe piață. Statul a făcut o chestiune prin programul Prima Casă. A aruncat enorm de mulți bani în dezvoltarea imobiliară din România. A creat niște facilități, programul ăla a mers. Ăsta a fost un motor de dezvoltare. Bă, dar pe de altă parte, vine și uită-te și la ce oferă oamenii ăștia. Pentru că altfel banii se răstogolesc, devin din ce în ce mai mulți și valoarea adăugată pentru banii pe care îi plătești s-ar putea să nu existe. De-abia astăzi, în 2022, primari din București se gândesc să nu mai dea avize fără ca spațiile locative sau cartierele respective să nu aducă niște facilități importante, precum școală, cabinet medical, știu eu, zonă verde, chestiuni de genul acesta absolut normale. Iulian, salutare, de unde ne suni? Bună ziua, din Alba. Din Alba. Domnul Cătălin, da, mă bucur mult că intru în direct cu dumneavoastră după mai mult timp și am încercat să vorbesc cu dumneavoastră referitor la ce se întâmplă în România. Așa, după 16 ani din afară, din Spania și din Italia. Referitor la tot ce se întâmplă în țară și ce se întâmplă în afară, este faptul că nu avem o instituție de care oamenii să poarte frică în modul bun a respectarea legii. Ceea ce vreau să spun este faptul că în Spania este o instituție care a plafonat toate prețurile de la cumpărarea unui mașini până la închiriere unui apartament sau cumpărarea lui. Dacă apartamentul respectiv depășește suma pe care o plătește chiriașul, proprietarul este obligat să plătească taxe și impozite mai mult decât se cuvine în, să spunem, în valoarea de apartament în care este evaluat plata chirii respective. Asta pentru că se și declară chiriile, da? Da, auzit? Nu există să ai contract la negru. Asta încerc să-mi spui. De acolo știe statul că chiria e cât e și poate să calculeze niște valori. Da. Asta vreau să zic. Că atâta timp că la noi în țară nu este o instituție care să evolueze toate apartamentele ce se închiriază. Că la negru, vă rog să mă credeți, că este și în Spania. Dar nu durează foarte mult până când statul se apropie cu controlul de el, pentru că vorbește vecinul, vorbește proprietarul, după adresa care corespunde la locul de muncă. Deci în momentul când la locul de muncă spui că locuiesc în apartamentul respectiv, imediat îți vin toate facturile pe apartamentul respectiv. Și atunci de la primărie se sizează. Plătește chirie, cât plătește, dacă plătește mai puțin, dacă plătește mai mult și în funcție de valoarea pe care plătește, la, cum se spune în țară la noi, când faci declarația de venit anual, îți spune dacă tu se cuvine să restituie statul banii înapoi din ceea ce ai plătit sau proprietarului să impune că stă să plătească la stat pentru că o șerut o chirie mai mare.
decât era pentru normal. Pentru că taxarea e progresivă. Ăsta e unul dintre avantajele taxării progresive, adică tu îți faci deduceri și impuneri din tot ceea ce faci prin declarația fiscală. Deci tu ai stat cu chirie în Spania, îmi spui, Iulian. Da, 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 asta vreau să spun. Dom'le, cât e o chirie, domnule, în Spania? Hai, uimește-ne și pe noi. Unde vreau să vă credeți că este de la 550 de euro și am stat în Pinto, lângă Madrid. Aha. Și acum, cu toate ce sunt... Era un apartament cu o singură cameră. Și cum ar veni sufragerie, sau la noi cum ar veni două camere. Aha. În funcție de camera respectivă, avem de plătiști taxele și cum am spus, chiria mai mare, în funcție de utilități. Dar ceea ce e un lucru plăcut, pentru că atât la mașină, cât și la chirie, am avut control de la instituția statului, care spune că dacă vând mașina mai mult de 2500, îmi vine acasă că trebuie să plătesc diferența, că mașina valorează 3500. Dacă plătesc chiria 550 de euro, îmi vine statul și îmi spune că plătesc prea puțin și trebuie să fie 650, sau dacă plătesc prea puțin, îmi vine și îmi spune că prea mult. Spune că am plătit prea puțin. Adică are o grilă. Are o grilă cu care funcționează. Asta vreau să spun. Asta vreau suprafață să spun. Și există o grilă, exact. Probabil, cum ar fi aici, grila notarială. Da. Nu fiecare închiriază după capul lui. Da, exact. Uite, și după grila asta... Mulțumesc tare mult, Iulian. După grila asta... La Cluj n-ai fi putut să închiriezi 11 metri pătrați cu 200 de euro... Da, țineți minte ce ați învățat de la Raul, că nu ai fi putut să închiriezi oricum dacă legea în sine ar fi fost respectată. Poate asta e principala învățătura zilei. Ionut, salutare, ești la România în direct. De unde ne suni? Din București, lucrez în București. Am locuit în București până anul trecut, în august. Ne-am cumpărat o casă în proximitate, adică în la 20 de kilometri de Victorie, să zic așa. Noi am avut un apartament undeva în zona de centru, oarecum, Inelul Central, pe lângă Piața Obor. În blocul respectiv, care era și curiță izmic, apartamentele se închiriau cu 350-370 de euro, apartamente cu două camere similare cu ce am avut noi. Mie mi se părea un preț foarte mare în comparație cu ce ofereau. Da, era într-adevăr în proximitatea multor lucruri, aveai metrou aproape, tramvai, autobuze, piață, tot ce trebuie, grădinițe, școli, dar condițiile din acel bloc erau foarte rele, să zic așa, căldură, apă caldă întotdeauna lipsă. Noi am ales să vindem apartamentul, să dăm avans pentru o casă și am luat o casă. Rata la bancă este undeva la 2100 de lei, cu tot cu asigurarea de viață. Adică 500 de euro. În loc de cât aveai acolo, dai astăzi 500 de euro plus kilometri pe care îi faci la București. Da, să știți că cu mașina de la Obor până la Victorie, unde lucra soția, făceam cam 35-40 de minute dimineața, de aici facem în jur de 50. Adică da, dar te alinți, adică acum bucureșteanul care te aude poate pentru restul țării nu e foarte clar. Te alinți dacă te pui din mașină, dacă te pui în mașină de la Obor la Victorie. Într-adevăr, cu metrou făcea mult mai puțin. Lua metrou, bine, și cu metrou făcea pentru că era vorba să meargă pe jos încă 10 minute... De unde cobora, de la Piața Victoriei până unde lucrează exact. Da. Dar în principiu este ok, adică ne-am asumat chestia cu drumul. Au fost și zile în care am făcut o oră jumate. Adică înainte, în septembrie, când au început școlile, sau înainte de sărbători. Au fost un trafic infernal la intrarea în București. Noi ne-am mutat undeva după Chitila. Deci nu pot să zic. Ideea este că, într-adevăr, o chirie reală 200 de euro cum cere cel pe garsonier, probabil că ăsta este prețul care este cerut în zona respectivă. Nu cere de nebun. Adică, dacă cere, înseamnă că a avut și ofertă. A și avut. Păi l-a dat imediat. Acum, omul știe că cine cumpără la Cluj apartamente garsoniere face și o mică afacere în anumite perioade ale anului. Deci, exact. Există posibilități de a-ți scoate banii. Dar, apropo, casa cât e? Deci cât ai dat pe casa asta în afara Bucureștiului?
Casa a costat 130.000 de euro. Bineînțeles, am mai negociat un pic, am scos-o la 126. Cu tot cu teren? Aici... Poftim? Cu tot cu teren? Cu tot cu teren, da. 570 de metri pătrați terenul, casa are 118 metri pătrați utili. Da, da. Adică se încadrează undeva până în cei 120 de metri pătrați ca să fie TVA-ul de 5%. Da, celebra chestie cu TVA-ul, da, așa e. Da, așa păi este. Noi am avut ceva probleme din cauza asta, că nu reușeam să o scoatem la capăt cu... Sigur că da. Asta mi-aduce aminte de celebrul domn Negoiță. Ce mai făcând domnul Negoiță? Și-o fi plătit și el TVA-urile alea la statul român, că înțeleg că avea niște procese, că la el să dezvoltă pe persoană fizică. Mulțumesc tare mult de telefonul tău, am mai învățat ceva astăzi, dar fiți atenți, deci mulți dintre voi îmi spuneți așa, și aici trebuie atras atenția, că în România chiriile pe care le plătim sau le plătiți nu au valoarea corectă pentru ceea ce se întâmplă acolo, că profitând de modul în care e așezată piața, ele sunt mai mari decât serviciul oferit în sine. Și poate de asta foarte multă lume zice, bă, ai dat o rată, mă mut și în afara Bucureștiului, dar uite măcar este al meu. Alexandra, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. Inițial când am văzut anunțul respectiv, am râs. Și după aceea mi-am dat seama de un lucru, că eu am locuit într-un apartament de genul acela. Sunt din Oradea și în Oradea sunt blocuri întregi, așa. Apartamente de 11 metri pătrați. Unele dintre ele cu exact același layout, aceeași structură ca cel din anunț, altele, cum a spus o doamnă mai devreme, cu toaleta la capătul holului. Și nu la 6 apartamente, ci la 18-20. Vai de capul meu. Și, din păcate, nu sunt în cartierele răufamate ale orașului. Dom'le, e alt stil de viață, de care noi nu ne-am apropiat. Păi și cum era viața acolo? Zi-mi și mie, că eu am mai trăit asta în facultate. Să nu mă crezi vreun sens. În facultate am stat în chirie într-un apartament de genul. Când am intrat, am spus că este cel mai mic apartament pe care eu l-am văzut în viața mea. Baie de un metru pătrat, nici nu prea e loc să te învârți. Să-ți vină cineva în vizită, nu ai cum. Dar, din păcate, realitatea este că aceste apartamente se dau în chirie, în continuare, între 100 și 150 de euro pe lună. Și există posibilitatea, din păcate, doresc să contrazic pe un domn care vorbea mai devreme, că există modalități legale de a sta în chirie, iar statul să nu poată să verifice acest lucru. De asta sunt convins. Păi, în România, acum... Omul spunea, domnule, pe lege n-ai voie să-l declari garsonieră, că n-are 12 metri pătrați. Asta ne spune ascultătorul nostru. Dacă sunt blocuri întregi așa, acelea sunt întăbulate, sunt vândute, sunt proprietăți. Da, la construcțiile noi, la blocurile noi, se practică acest lucru. Vezi că au dormitoarele la 11,53 m și nu sunt dormitoare, ci sunt studiouri sau birouri. Studiouri, da. Dar până acum, toate care au fost construite sunt pe sistemul acesta. Și realitatea este că proprietari care locuiesc în aceste apartamente și nu o persoană. Două, trei sau chiar patru. Asta e o veste proastă, să știi. Da. Și încă un lucru. Eu mai sunt un caz. Nu sunt proprietar. Sunt chiriaș. De 10 de ani. Plătesc chirie, am contract. Sunt unul dintre puținii care au contract legal și declară toate dările. Așa. Dar nu este rentabil, din punctul meu de vedere, să ai o proprietate. Cum spunea domnul de mai devreme, ai nevoie de bani, vinzi apartamentul sau îți mai iei o ipotecă. La viața pe care o trăim acum, la viteza cu care se schimbă totul, nu mai este rentabil. Asta ca să trecem peste prețurile care sunt la ora actuală.
la apartamente. Din multe puncte de vedere ai dreptate. Da, noi avem o gândire care vine de ani încoace, dar încetul cu încetul ea se schimbă. Și pentru noile generații, lucrurile astea se vor schimba în timp. Eu îți mulțumesc tare mult pentru telefonul tău și vă mulțumesc vouă pentru discuția de astăzi, că e teribil de instructivă. Așadar, când plătești banii ăștia, sau de fapt când ceri banii ăștia, poate cea mai bună concluzie este că trebuie să și începi ceva. Dorința de a avea sau de a sta cu chirie sau de a avea o casă este foarte mare în România, dar cred că în același timp trebuie să oferi și corectitudine clienților pe care îi ai de banii pe care îi ceri. Adică ar trebui să mai echilibrăm un pic această piață. Vă mulțumesc tare mult pentru discuția asta și pentru turul acesta al României. Eu sunt Cătălin Striblea, ne auzim și mâine tot din același studio de acasă. România în direct se încheie aici. Vă doresc tuturor spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.